Este a 19-a personală pe care artistul o deschide de la debutul lui din 1976. Lucrările lui Pășcălău sunt inspirate de excursiile pe care artistul le-a făcut în zonele pitorești ale țării, dar și din călătorile în trecut și în tradiție. Este un amestec de culoare vie, apropiat de fauvism și teme tradiționale, dar interpretate printr-o prismă proprie. Emil Pășcălău se declară elev al profesorului Brădiceanu. Am găsit și alții elevi ai profesorului, cu toții au o pictură așezată, morcomă, previzibilă, obosită adesea. Oboseala în opera unui artist este de înțeles la final de carieră. Sunt destui care sunt așezați din naștere. Ei sunt plămada mentorilor lor, care din paternalism și-au îndrumat ucenicii pe drumuri liniștite, fără hârtoape, fără suișuri, orcoborâșuri, fără capcane, pe drumul întâmplărilor previzibile, departe de pericole, dar și de viață, departe de sfârșieri interioare, dar și de răspunsuri. Pe mine valorile creștine m-au ajutat să supraviețuiesc într-o lume care, după părerea mea, este într-o mare derivă. Ceea ce m-a făcut să rămân acel care sunt, repet, sunt valorile acestea pe care părinții mei mi le-au dăruit ca pe o comoară și eu le-am prețuit ca pe o comoară. Într-o lume în care morala și estetica parcă nu mai spun nimic, când totul este golit de tot ce are valoare, noi cred că trebuie să ne întoarcem la adevăr. Expoziția lui Emil Pășcălău va rămâne pe Simeze timp de 2 săptămâni.